Egoismul a creat în individ această chestiune în sensul de a-și uh, opri, de a-și tempera, de a canaliza, de a-și perverti trăiri și sentimente emoționale în detrimentul algoritmului rațional care este din nefericire pentru toată lumea asta, profitul, profitul. De dimineața până noaptea, ființa umană se gândește să supraexiste în zona judecăților riguroase, ale competițiilor reci, profitului. De alminteri, dictonul cu scapă cine poate este destul de, de actual în diverse zone ale societății. Și de aia întâlnesc eu la cabine, la mine. Anxiozitatea, depresia, nesiguranța, în cuplu, la tineri, eu sunt adeptul reprimării violenței. Ce înseamnă naivitățile astea? Cercetare în stare de libertate. Cercet... Nu se poate așa ceva. Trebuie să dai satisfacție momentului de celeritate prin justiția de tip retributiv, nu restaurativ. Justiția asta restaurativă e o glumă. Care a venit la noi de prin alte părți. Acum plâng alții de, de, datorită acestui lucru. Uh, retribuție. Ai făcut fapta, pe ției nene, pedeapsa și ți iei ca lumea. De ce anglosaxonii fac altfel? Ăștia sunt extraterestri. Îți ia faptele tale din, din discursul infracțional și zice 7 ani pentru asta, 10 ani pentru asta, 12 pentru asta, în sfârșit 45 de ani de pușcărie. Du-te acolo. La noi nu ne gândim să le dăm recursuri din astea, să le anulăm pe derse, să le să grațiem.